Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Tată. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bine ați venit! Bună seara! Bună seara! Bună seara. Bine v-am găsit! Mă bucur să vă văd! Bun venit pe la noi! Mulțumim că ați acceptat invitația noastră! Mulțumim! Mulțumim! Arătați absolut senzațional! Sunteți foarte frumoase și frumoși! Tu ești cea mai așa. Frumoasă! Tu ești cea frumoasă! Mulțumesc tare mult! Sunteți tare drăguțe! Bună seara! Eu sunt Ruxandra Meclea și sunt fondatorul Dichisar. Sunt Laura Olaru, sunt designer de genți. Înainte de a degusta, sper să fiu surprinsă, să mă surprindă un desert super delicios. Sunt parfumier, eu creez parfumuri de nișă. Proba astăzi a fost creată în cinstea voastră. Wow! Wow. Proba s-a numit Culori. Ce drăguț! Perfect! Și deși sună absolut minunat și este într-adevăr o probă foarte frumoasă, este în același timp o probă foarte grea. Pentru că ei erau nevoiți să folosească 9 culori în farfurii, fiecare, evident, în farfuria lui. Iar asta nu este deloc ușor atunci când vine vorba de mâncare. Îmi doresc foarte mult să mănânc ceva gustos și care să-mi placă. Și aspectos, exact. Fost încântată, având în vedere că mă uit la emisiune. Sigur, mă gândeam ce o să gust. Fiecare dintre echipe au avut 4 culori interzise. Noi am avut un total de 13 culori ca să respectăm totuși tema acestui sezon, dar le-am dat voie să blocheze în urma unui mic joculeț pe care l-am făcut înainte de proba principală, le-am dat voie să blocheze 4 culori. Uh-huh. Astfel au rămas cu câte 9 culori în farfurie. Creațiile mele propun feminitatea ca singura formă de apărare și lejeritatea ca singura formă de protest. Iubesc detaliile și în mod special culorele. Și în seara aceasta, tot detaliile sunt cele care fac diferența. Da, farfuria noastră nu pot zic că asta dată cel mai bine, neapărat. Nu știu ce s-a întâmplat cu mâncarea, nu au reușit să focuseze. Ba mai mult, chiar și eu am greșit astăzi la bezea, pentru că mi-a ieșit tot perfect până la bezea. Hai, Doamne, ajută să câștigăm și noi astăzi, că mă rog la Dumnezeu, zic, Doamne, gândește-te că acum dacă intrăm la proba individuală, nu mai iese unul, ies câte doi. Nu mai știu ce să mai cred astăzi, iar am avut fir așa întins, de bine și ieri. Că am făcut pește, fir întins. Ce-o vrea Dumnezeu? Nu mă spune nicio farfurie, nu-mi spune nicio farfurie nimic, nici la verde, nici la roz. Adică, dacă în alte dățe am crizat, acum sunt relaxată. Deci astăzi am dat top din noi. O notă pentru noi astăzi e 9,5. Acestea sunt farfuriile colorate și la propriu și la figurat ale echipelor noastre. Sper să vă bucure în primul rând ochii și nu în ultimul rând să vă bucure gusturile. Arată foarte bine. Arată bine. Cu ce farfurie vreți să începem? Cu cea galbenă? Cu galbenă. Da, cu cea galbenă. Bine, atunci trageți farfuria galbenă cu totul suport în fața voastră și degustare plăcută, poftă mare! Este un somon pe pat de risotto cu șofran și lămâie. Da, da. Rozul este somon. Somonul cam crudicel. Ia, mă, poate asta e bucata cea mai mare și ne-ai dat o nouă. Poate cealaltă nouă, că sunt toate la fel. Risotto este un galben pierdut. Galben. 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 Galben spălăcit. Nu prea văd culorile și ne-am mutat în zona de desert unde el ne-a spus că acolo sunt toate culorile. În desert. Bun, l-a scos toate culorile, și avut și roz, și avut și roz, și galben, și toate culorile acolo. Bă, aici ați văzut vreodată mai cenușă? Da, are, a pus cărbun vegetal. Zici că este cărbune, dar uite ce are, a pus cărbun vegetal înăuntru. A pus? Da. Uite ea, că dacă a pus să l-am aici, am zis, nu știam ce... Ai văzut, mă, că palatul meu nu e chiar așa... L-ai scos din renovare. Biscuite cu spirulină, băi, un gust nisipos, așa. Nu mi-a plăcut deloc. Cu alge era... Nu... L-au făcut miai, se vede că a vrut să fac o parte așa mai gurma, mai din astea, dar trebuie să găsești echilibrul perfect când faci farfurie de genul ăsta. Chiar e bun. Mie îmi place desertul. Are galben deasupra, adică e foarte mult galben. Desertul un pic acrișor, dar din punct de vedere cromatic
foarte interesant și el. A fost foarte bun. Mi-a plăcut, avea un touch acolo, nu știu dacă de mango sau fructul pasiunii, exact. Wow, cât de bun e. Nu a fost tocmai pe gustul meu, având în vedere că eu nu prea sunt prietenă cu somonul. Vreți să trecem la farfuria următoare? Da. Haideți. Verde sau roz? Verde. 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 Bun. Trecem la farfuria verde atunci. Ce culori frumoase. Deci, practic, în aceeași farfurie avem un fel principal și un desert? Da. Avem un pește, un cod, un filet de cod, care a fost marinat în două culori diferite și două gusturi diferite, ardei copt și crustă de verdețuri. Și culori ai avut așa, alb, jeleu, da. Gri. Sunt curios. A venit Ștefan să-mi spună că am trei nuanțe de verde și am zis, bă, ai dreptate, dar oricum, e vars. Alb, gri, maro, verde, portocaliu, eu roșu. Eu mi-am notat aici acasă. Sincer, nu mi-ar dea de nicio nuanță, dar îl știu pe Ștefan. Oricât de mare ar fi focul, el tot mai aruncă o lingură de benzină. Pafriorul Orlando azi nu îmi plăcea la prima vedere deloc. Și eu pus înăuntru toată crema aia, tot piureul ăla și desertul. Unul din deserturile cele mai rău reușite. Doamne, ce s-a întâmplat la bezea? Așa am vrut noi să fie bezea. Nu, nu s-a topit zahărul. Bezea curgătoare. Oh my God! Sigur au avut probleme, că zahărul nu s-a lăsat în albul de ou și nu a venit bezeaua. Nu era o bezea, era nu se mânca. Cine a vrut să bată bezeaua? Bezeaua nu a venit. Păi nu, că e tot zahărul, e zahărul întreg. Nu a venit. O bezea care era plină de zahăr, care nu i s-a montat, nu s-a făcut. Orlando, îmi pare rău, dar n-am văzut farfurie mai proastă la tine ca astăzi. E ceva roz acolo care poți să-l încerci. La farfuria verde mi-a plăcut foarte mult sosul incolor și, per total, ca aspect, mi s-a părut foarte drăguță. Nu știu exact ce am acolo verde, în schimb îmi plac foarte mult culorile din farfurie. Ai, să vedem și farfuria roz. Desertul mi-a plăcut foarte mult, dar atât. Peștele a fost foarte bun și desertul interesant. Păi trecem la farfuria roz, dacă vreți. Da. Da? Creveți în cărbune? Piureu de maro. Da. Aici, ia să vedem culorile. Următoarea farfurie a lui Richard. Creveți în crustă neagră, cu piureurile. Ăsta e gri? Mie mi se pare la albastru. Băi, ăsta e gri? Mai era o culoare acolo care dădea spre un albastru aproape, așa, marin. Nu că ăla este gri. Ăla nu era gri. Cavialul cu iaurt o face gri. E gri, Orlando, ți-a plăcut te întreb. Bezeaua? Bună. Bună. Cât de bun este gri, bezeaua? E gri, la 1 la 10, 10 jumate. Înseamnă că e gri ăsta. E gri. Culorile sunt foarte... A folosit un roșu, dar e puțin spre vișiniu. Un gri care este orice, dar nu gri. Un violet care nu este un violet, e puțin mai închis. Movul e o portocalie. E carota, morcov cu zenzer, cu ginger, pune-l în sos, așa, trece-l în sos, Orlando. Unde-i mov? Mamă, pune... știi ce mă bucur? Dacă ăsta al meu n-avea gust. Are ăsta la... Stai să vă știu. Ce fii sincer? Desertul bun. Îl știam că l-am gustat. Nu prea era el roz, era așa un al, nu că s-a decolorat, nu că, hai mă, începe Richard iară să... Să o întoarcă așa ca la ploie să, ei, era roz, dar acum așa, dar uite dacă îl iei în comerț și l-amesteci cu zmeura asta devine roz, așa e, zi, hai mă, las, nu e, dar gustos desert. Aici trebuie să luați cu toate sosurile, asta avea gust, crapa rosa. Până aici făceați, că primele stai să făceați niște dulciuri. Ăsta cu lemon grass. Mov? Mov, da. Ce are, nu mov? Nu știu, mov sau nu mov? Dar ce să facă, că erau doi creveți prăjiți, nu erau altceva. Ce gust să dea? Am fost singura echipă care nu a folosit coloranți astăzi. Îți spun, nici a ta nu are gust absolut deloc. Deloc gust? O farfurie care mi-a plăcut. Dulcele era un dulce basic, un crumble, o sase caramel, o musă. Era un dulce care mâncai așa, chiar cu drag. Ce greu va fi. Tot timpul este. Nu prea înțeleg ce e chestia asta neagră, nu? La farfuria roz mi-a plăcut foarte mult cromatica acestei farfurii. Mi-a plăcut că am regăsit mac în acest cărbune de aici, de pe creveți. Foarte reușit. Eu știu ce-mi place, gata. Bravo! Farfuria roz m-a impresionat mai mult ca plating decât ca gust. Creveții au fost deliciosi. A fost o farfurie foarte interesantă. Mi-a plăcut foarte, foarte mult în primul rând. Cum arăta crevetele după gustul meu.
Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat ți-a fost servit de Lidl. Merit să fii surprins.